Se caută forță de muncă în domeniul construcțiilor. Țara care a lansat oferta este Austria. Sădmărenii interesați să plece pentru o perioadă nedeterminată peste hotare se pot adresa consilierului Eures din cadrul Agenției Județene pentru ocuparea forței de muncă. Înscrierea în baza de date se va face pe baza unei cereri a copiei de pe actul de identitate, un CV european în limba germană, o adeverință de la medicul de familie. Salariul este în funcție de calificarea în domeniu.